Cele 5 locuințe modulare au fost aduse cu camioanele de la Micești, acolo unde timp de câțiva ani au fost case pentru câteva familii rămase fără acoperiș deasupra capului la inundațiile din 2005. Locuințele modulare aparțin Consiliului Județean Argeș și sunt administrate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Acestea sunt folosite pentru cazuri ca cel de la Godeni, ca să adăpostească temporar persoane sinistrate. Ele vor fi racordate în zilele următoare și cred că cel mai târziu mâine ar fi indicat, în funcție de posibilitățile primăriei, la rețeaua de energie electrică și se vor fi utilate cu patul, caz armament, semnând tot ce înseamnă un trai decent într-un asemenea container. Am vorbit la unitatea de jandarm la Câmpul Lung cu comandantul domnul Puiu, care este un cetățean de-al nostru și de mare calitate sufletească. Ne dăm 16 paturi echipate mâine. Am vorbit cu primăria Mioveni, primăria Câmpul Lung și ne ajută cu încălzire cu niște calorifere. Restul pune primăria noastră. Cu Renelul vine luni dimineață să facă branșarea la curent și vrem ca oamenii ăștia să se simtă într-o cameră lor, să nu-i lăsăm. Știind ce au avut, oamenii nu au simțit nicio bucurie pentru aceste locuințe modulare. Mulțumiți că măcar vor avea ceva deasupra capului, speră că vor fi ajutați să se întoarcă în casele lor, pentru care au muncit toată viața. Asta este, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe, ne descurcăm mai greu, dar asta e. Condițiile care le-am avut, 3 camere, bucătărie, un hol mare, dar ce să facem pentru copii? Nu a mai rămas nimic în urma incendiului? Noi la parter am scăpat bine, într-un fel, dar tavanele au început să cadă, parchetul, pereții. Trebuie să supraviețuim, nu avem ce face. Până în iarna care vor veni, sper să ne ajute să ne refacem. Asta e mesajul dumneavoastră. Da. Dacă se poate până în iarnă, cu toate. E greu. Care sunt de la conducere și ca oameni buni de credință. Nu avem unde să ne ducem. Aici o să stăm și rugăm autoritățile care sunt în drept să ne ajute. Din suflet îi rugăm să ne ajute. Aici e muncă făcută în subteran de oamenii noștri, care poate astăzi nu mai sunt, de părinții noștri, care au muncit și au luat bani cu greu. Acolo au fost câștigați bani cu praf de cărbune, cu sudoare, bani câștigați cu moartea deasupra capului. Deci gândiți-vă, deci nu știu cine este în drept să se gândească, nu cerem milă. Cele 5 familii din 7 rămase pe drumuri vor sta în aceste locuințe până ce blocul va fi reconstruit. Săptămâna viitoare va veni o echipă de evaluare ca să facă o întâmpinare la guvern și guvernul, printr-o hotărâre de guvern, să aloce niște bani să ne apucăm de treabă, să refacem, recondiționăm. Incendiul care a devastat blocul din Godeni a pornit de la un muc de țigară aruncat la întâmplare de un locatar. Pe numele bărbatului suspectat că a provocat incendiul a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de distrugere din culpă.